Pompierii au salvat o femeie din Viitură la Râul Alb. Ploile torențiale și furtuna au făcut ravagi în comuna dâmbovițeană Râul Alb. O femeie a fost surprinsă de Viitura părâului Râul Alb și putea plăti cu prețul suprem viața dacă pompierii nu interveneau la timp. În doar o jumătate de oră, natura s-a dezlănțuit și a făcut prăpăd. Localnicii ne-au spus că nu au mai văzut de 10 de ani o asemenea viitură pe pârâul Râul Alb. Debitul a crescut și pârâul și-a ieșit din matcă. Femeia, care a fost la un pas de a fi înghițită de ape, se ducea la o grădină unde avea vitele, moment în care a fost surprinsă de viitură. Speriată, femeia a reușit să se urce într-un salcâm și până la sosirea pompierilor, acolo a stat. Nu era gârlă când am trecut, toată viața pe aici. Ia lăsați puțin să iasă de aici. Și odată a venit cineva. Tu 40 de ani stau aici, am trecut gârlă, am luat-o pe coastă, mereu am zis că n-a venit, nu era. Și mi-a fost frică să mai trebuie acel. A plouat mult în sus, da, și a venit gârla mare. A trecut, era gârla mică, când a venit viitură, da, zic că a lăsat puntea în urmă, s-a dus, a luat-o gârla și s-a urcat repede în salcâm, să se urce în salcâm. Dacă nu era în salcâm, era la Dunărea. Am intervenit cu o ambulanță smurt și o auto special de prima intervenție pentru salvarea unei persoane aflată prinsă în viitura râului Alb, într-o salcie. Nu au fost probleme, am acționat cu două cordițe, cange și brâie. Persoana a fost transportată la ambulanța Zmur pentru evaluare. Pompierii au reușit să o salveze pe femeie cu ajutorul unei frânghii, aducând-o pe mal. Femeia este în afara oricărui pericol, însă a trăit clipe de groază.